Vă urăm bun venit la cea de-a 18-a ediție a emisiunii RTV. Astăzi, în afară de știri, putem urmări magazinele Itthon, Otthon, Kilato și TV Fotel. Am ajuns și la balul de culesul viilor din Cadia. În data de 12 octombrie, la balul care și-a avut începutul la orele 20, s-au adunat familia și cunoscuții organizatorilor. Cei aproximativ 30 de tineri au avut ocazia să le arate celor prezenți pentru ce lucrează zi de zi și cât de mult contează munca lor. Aici am luat un interviu și cu reprezentantul UDMR, Szabó Ödön, care zicea el nu doar că a participat la astfel de baluri, dar a și organizat unele, astfel că a fost foarte încântat și de acesta. La sfârșitul săptămânii trecute, în satul mare s-a ținut reuniunea organizațiilor tineretului, unde au ajuns și colegii noștri. Aici, cei tineri au avut ocazia să participe la reuniuni de natură politică și bisericească. În reportajele noastre, pregătite cu senatorul UDMR Potocki Csaba, episcopul reformat Csuri István, cu delegatul parlamentar european al UDMR Sógor Csaba, cu directorul administrativ X Gál Gergő și cu președintele al MIR Szabó József, unde am vorbit despre problemele tineretului și despre dezvoltarea acestora. În magazinul TV Fotea din această săptămână îl avem pe umoristul Felmeri Peter. Colega noastră a vorbit cu umoristul despre colaborarea sa cu Somszédnéni Produkciós Iroda, dar și despre stilul său personal ca interpret. În data de 15 octombrie, în Săcuieni, s-a ținut din nou o ședință de urgență în legătură cu reînnoirea Casei de Cultură. Acoperișul parohiei catolice din Săcuieni este înnoită de angajații unei firme de construcții locale și de voluntarii primăriei. Angajații unei firme de construcții lucrează și ei la fosta clădire notarială din Ciocaia în interesul înnoirii. La ora 5:30, în data de 25 octombrie, clasele a 12-a organizează în sala de sport balul bobocilor. În orașul Săcuieni există 7 terenuri de joacă, iar 6 dintre acestea au fost construite cu ajutorul programului de voluntariat Tulipa în Colaco. Ceea ce este foarte important pentru noi este să le ocrotim și să le îngrijim corespunzător. În cazul în care locuitorii orașului observă orice semn de vandalism sau mizerie, se poate face reclamație la primăria orașului. La revedere pentru azi, vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și data următoare.